Bună seara și bine am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Studio. Ne aflăm în studioul de Bacău și avem o ediție cât mai interesantă pentru dumneavoastră, pentru că în afara subiectului legat de echipa națională de fotbal a României, l-am adus alături de noi pe domnul Cătălin Barzaghideanu, fost ziarist sportiv. Domnule Cătălin, bună seara și bine v-am găsit. Bine v-am găsit și eu. Domnule Barzaghideanu, vă salut și eu. Aș vrea să vorbim astăzi despre, cum ai zis colegul meu, despre echipa națională puțin, dar mai mult să vorbim despre fotbalul de aici, din Bacău, fotbalul local, ce se întâmplă cu actualul sport de aici, din zona noastră. Sport rege. Da. Deși ce se întâmplă cu sportul în general, și nu doar în Bacău, ci în toată țara, că noi vorbeam și înainte să intrăm în emisie despre medaliile de la Jocurile Olimpice, cum erau acum 20 de ani, să zicem, și cum e acum. Aș vrea să vă întreb în prima fază care a fost rolul dumneavoastră la FCM Bacău în cadrul asociației și ce s-a încercat cu această asociație a suporterilor în ultimii ani? Am încercat multe. Din păcate nu prea am reușit nimic, deși încă mai sunt urme plăcute, zic eu, pentru unii foarte mulți au apreciat ideea de a încerca să facem ceva pentru fotbalul băcoan. Bruno a fost, nu să zic de președinte, dar am încercat să pun în practică niște idei de ale mele, ale echipei, că eram o echipă care lucram cu antrenorul Andrei Întuneric, cu Robert Andrieș, și fiecare ne întâlneam seara, încercam să găsim soluții, să readucem fotbalul în prim plan. Din păcate, nu pot să nu-l pomenesc aici pe Ionuț Juncu, cel care a finanțat o parte din efortul nostru. Din păcate, nu am reușit, pentru că probabil ne-au scăpat niște aspecte, niște lucruri și proiectul nu a mai fost dus la capăt. Pare foarte rău pentru că, zic eu, reușisem să facem ceva, să suporterii cel puțin reușisem să-i aducem din nou la stadion, să-i aducem lângă echipă în ideea asta unui club. Vorbim de FCM Bacău, da. Deși sincer, eu m-am născut cu Sport Club Bacău, echipa lui Vamanu, Andrieș, alții fotbaliști, dar FCM Bacău este echipa mai proaspătă, mai și cumva și mai cunoscută. Mai cunoscută pentru că vorbeam înainte, cei tineri sunt după 90 născuți, când Sport Club Bacău nu mai era, s-a transformat în FCM Bacău și erau continuatoare, zic eu, care meritorie, pentru că stadionul din Bacău era întotdeauna plin, stadionul din Bacău era unul din cele mai moderne din țară. Cel mai mari? Printre cele mai mari stadioane. Pe stadionul din Bacău nu venea în plimbare tu granzii Bucureștiului, nici Rapid, nici Steaua, nici Dinamo, nu veneau în plimbare pentru că întotdeauna era meci greu. Și haideți să ne aducem aminte de niște jucători care, pentru că pomeneați înainte de Naționala României, chiar mă gândeam, zic un Cursaru, acum ar juca fără probleme în față. Național României, sau un Radu Ciobanu, sau un Cristi Ciocoiu, sau un Narcis Răducan, sau un Fane Apostol, eu zic că ar juca fără probleme. Și atunci nu aveau loc în Națională, pentru că mai era un Ionel Gane, mai erau alții prin țară și chiar încercam aseară, uitându-mă la Națională, câțiva fotbaliști care jucau în perioada FCM-ului de atunci. Mi-aduc aminte de un Gel Coman de la Național, un fotbalist extraordinar, care acum a juca. Încă ar începe rădoi cu el și ceilalți 10. Asta e fotbalul. Din păcate, astea sunt vremurile, așa am ajuns. Da, e ce e drept, e foarte ușor să ajungi acum la Națională ca fotbalist, mai ales dacă vii din Liga 1. Am tot văzut genul ăsta de exemple, mai ales cu Mirel Rădoi ca selecționer. Pe de o parte, putem spune că e un lucru bun din perspectiva vârstei, pentru că avansează la vârste relativ fragede, la, nu știu, 20, 22, 23 de ani, deja intră în vizorul echipei naționale în lot și chiar li se acordă minute.
Dar pe de altă parte, exact cum a zis și dumneavoastră, înainte erau jucători cu nume mari sau mari în teren, care nu prindeau echipa națională și nu pentru că nu erau chemați intenționat, ci pentru că erau alții și mai buni. Și mai mari, da. Exact. Era concurența mult, mult mai mare. Da, jucau pe afară, vorbind de un Adi Ilie, de un Costel Gâlcă, de un militar, fotbaliști care jucau în campionate puternice. În Viorel Moldovan, jucau prin Anglia, jucau prin Franța, prin Spania. Și nu aveai cum să le iei față. Și era greu, normal. Era greu să-i aduci, să-i lași pe respectivii pe bancă și să-i aduci. Chiar nici nu știu dacă Cursarul, care un vârf de rasă, a jucat vreun meci la Naționala României. Nu, Ciocoiu în mod sigur n-a jucat. Deși și Cristi Ciocoiu un jucător foarte, foarte, foarte bun la acea vreme, cu execuții fabuloase. Pe care nu le mai vedem acum în campionatul nostru. Eu cred că a fost odată selecționat când juca la Steaua, dar s-ar putea să mă înșel mai bine. Parcă mi-aduc aminte într-o discuție pe care am avut-o cu el, nu sunt sigur, așa că mi-a spus că nu a apucat să joace niciun meci național. Da, și nu am din regretele lui ca fotbalist. Deși ar fi meritat, din punctul meu de vedere, un jucător foarte talentat, un puncior de rasă. Da, te executa... și acum vedem că, nu știu, acum cu tot respectul cu pentru jucătorii actuali. Nu știu cum îl cheamă, Marcovici. Marcovici cu Andrei Cordea, Cordea, care abia s-a transferat la FCSB pentru că înainte nu prea știa lumea de el. E bine că se încearcă, că sunt tineri și până la urmă... M-aduc aminte, adică m-a auzit o declarație foarte interesantă a lui Mircea Lucescu, care eu zic că ar trebui să fie un etalon în ceea ce înseamnă antrenorul român de fotbal. Și fotbal. Care spunea că e ok ce face Rădui, numai că avea alte așteptări de la el. Și se referea la un ax central, un schelet al naționalei pe care să construiască. Adică un ax fundaș, mijlocaș, atacant, portar. Așa, pe care să construiască, la să fie stabil. Lucru pe care Rădoi nu l-a făcut până acum. Hai să zic că ai un Răzvan Marin care e acolo tot timpul, dar în rest, ba e Stanciu, ba e Iani Zicu, ba e Marcovici, da. Ba Ali Bec, ba... Bine, acum cu postul de atacant, nici n-avea ce să facă, pentru că doi s-au accidentat. Da, corect, nu. Unul cu COVID. Bun, și să zic că l-ai pe Chiriche și acolo pe fund care... E cam, să zicem, bătut în cuie. Deși nici Chiriche... Și Niță în poartă mai nou. Și Niță în poartă, da. Da, acel în sfârșit. Al doilea fundaș nu prea l-ai stabil. Da. Ori Nedelcearu, ori am văzut că i-a dat încredere la meciul cu Liechtenstein și lui Ghiță pe final. Da, voiam să zic de Toșca. Toșca, el era fundaș central stânga, da. Și acum mai mult joacă doar în partea stângă. Da, și e drept. La mijloc, în afară de Răzvan Marin, da, când joacă Ianis Hagi, când joacă Stanciu, când joacă Cicâldău, nu prea știi. Nu avem o constantă. O constantă. Ar fi bine să rămânem acolo în cărți pentru calificarea la campionatul mondial, deși un turneu final pentru noi ar fi, zic eu, ar putea fi povară prea mare, dar adică ar fi bine să reușim să ajungem acolo. Poate în felul ăsta vom reuși să mai schimbăm un pic optica și... a celor care ne conduc la momentul ăsta și a cluburilor, pentru că dacă nu investești la nivel de copii și juniori, nu ai rezultat. E greu să ai. Și din păcate avem o gaură destul de mare, pentru că fotbalul românesc a trăit din generația lui Ceafur, de care vă povesteam înainte de emisiune, a trăit câțiva ani buni după Revoluție, a mai trăit din ce au mai produs unele cluburi, Argeșul, Constanța, vorbim de un Adi Mutu, de Reșița, ce au mai produs unii, pe Craiova fiind un izvor nesecat de talente, după care am cam încheiat conturile cu fotbalul de performanță. Acum văd că au renăscut iarăși, e Gică Hagi care are viitorul și care... încearcă să scoată, să facă ceva la nivel înalt. Craiova, care iarăși începe să producă, că sunt semne bune. Din păcate, în toată chestia asta, au început să apară din nou cluburile de tradiție să revină, a reveni rapid. Mă bucur foarte mult, mă bucur pentru suporteri, în primul rând, pentru că nu sunt un fan al Rapidului, dar să vezi un stadion plin cu, și cum vedem că... și cu Rapidul, cu suporterii Rapidului, care sunt suporteri, cum are UTA suporteri. Îi aștept și pe cei de la Timișoara să vină, să intre și Petrolul. Și atunci va fi altceva. Va fi altceva și pentru copii.
Din păcate, în toată ecuația asta, în tot tabloul ăsta, nu văd Bacău pe nicăieri. Din păcate... Deocamdată nu-l văd pe nicăieri, nu-l și văd... Și nu doar Bacău, cred că cam toată regiunea Moldovei. Ieri am văzut un reportaj foarte interesant, post televiziune central, 100 de ani de la înființarea clubului Corvinul Hunedoara. Da, da. Și de la Hunedoara, care au dispărut și ei, înaintea noastră, au dispărut, s-au gândit să readucă Corvinul în prim plan și au chemat fostele vedete, au făcut un spectacol, un meci național, acum nu știu ce, și au pus bazele unei echipe acum pe care vor să o aducă, Liga 3, Liga 2, ușor, ușor să revină, așa, cu promisiunea oficialilor, oficialităților locale de a face un stadion nou, un lucru foarte bun. Deci, oamenii se gândesc. La Iași, de exemplu, s-au gândit să se adune toți de la centre de copii și juniori să pună umărul, să readucă Iașul în primul eșalon, să refacă iarăși baza sportivă, baza sportivilor, pentru că Iașul a avut întotdeauna, a avut jucători foarte buni de fotbal, Romilă, Simionaș, nu mai... Bine, era și un centru al și un centru, regiunii. Așa, și hai să aducem. A avut foarte mulți fotbaliști, dar nu ca Bacău. Bacău a avut și mai mulți. Bacău a avut cei mai mulți din Moldova, dacă e să pomenim de liceul de fotbal din Bacău. Exact pe chestia asta încercam eu să readuc proiectul ăsta care vedeam eu așa, cu asociația, cu FCM Bacău, să-l aduc exact pe ceea ce a fost liceul de fotbal. Pentru că liceul de fotbal poate oferi ce nu-ți oferă nicio școală privată. Cazare, școlarizare, masă. Adică e un mare avantaj să ai toți jucătorii la într-o singură clasă, toți copiii într-o singură clasă, pentru că altfel îi învoiești când e un turneu, altfel exact. Recuperează orele. Tentațiile sunt destul de mari acum. Nu mai pot să spună, păi, la școală să spună că mă duc la antrenament, la antrenament să spună că am fost la școală și el e în parc. Adică sunt ușor de controlat, copiii de modelat, de... făcut ceva. Una la mână. Vorbim de partea de alimentație, care este foarte importantă la copii acum. Bun, mâncarea este peste tot. Contează și ce mănânci, și ce cât mănânci și cum mănânci, dacă vrei să fii cu adevărat un sportiv de performanță. Vorbim de aici și de o medicamentație care se dă la sportivi. Toată lumea, medicamente, nebunia asta cu vaccinul, mă vaccinez, nu mă vaccinez. Medicamente, da, pentru că ăsta e fost sportul de performanță, da. Acum, vitamine, trebuie să faci. Și plus, îți lărgești area de selecție. În momentul în care reușești să aduci copii și de pe la Sânduleni și pe la Hârja, și totul mi-a venit, adică mi-a venit așa, în urmă cu vreo 3 sau 4 ani, veneam undeva de la Brașov și după ce am trecut pasul Hoituz pe la Hârja, eram... Undeva în luna martie, era ora 5, după amiază, începuse deja să se însereze, dar începuse în același timp și o lapoviță cu un vânt. Peisajul era frumos, că se vedea fumul cum iese din coșurile la case, frumos așa. Și undeva pe câmp, în depărtare, am văzut 6 copii pe viscolul ăla și pe jucau urât, era lapoviță, era urât, jucau fotbal. Și am zis, mă, ăștia trebuie să ajungă. Pentru că de cele mai multe ori copiii care vin de la care n-au posibilități știu ce înseamnă greu. Și pentru bucățica aia de carne care le dai pe care e acasă nu o au. Pentru faptul că pot câștiga niște bani pe care acasă nu iau. Așa, gradul lor de suferință va fi altul spre comparație cu un copil care are de toate acasă și care la primul fotbal fiind un sport destul de contact, un sport în care pot apărea accidentări. Așa, va renunța. Și în fotbal, din fericire sau din păcate, contează foarte mult cât de mult reușești să reziști în urma unor asemenea episoade, accidentări, să treci peste chestiile astea, să înduri. Pentru că ăsta e sportul, până la urmă. Cam așa am văzut eu lucrurile. Se pare că... Da, vedem că momentan liceul sportiv... Liceul sportiv chiar a devenit casă, ca un liceu normal aproape. Din păcate, și liceul sportiv ne întâlnim, generația mea, ne întâlnim în fiecare an cu mare plăcere. S-au făcut vreo 30 ceva de ani de când am terminat liceul, 40 de acum. Și ne întâlnim toți, unii dintre noi, Dumnezeu să ierte, au mai dispărut. Asta e viața.
Acum mă uit că într-un clasament publicat de Federația Română de Fotbal în ceea ce privește academii sportive, LPS-uri și toate astea, LPS Bacău, care înainte de 89 era după Luceafăr, care era de fapt Luceafăr era lotul național, era al doilea club din țară. Chiar mi-aduc aminte că undeva prin 84, la nivelul meu de vârstă, au avut probleme cu naționala României și au vrut să ne trimită pe noi la Moscova, să reprezentăm România la un turneu al țărilor comuniste din perioada aia. Deci vă dați seama câtă încredere exista în liceul de fotbal din Bacău să trimiți o echipă unui liceu de fotbal, să o trimiți să reprezinte România, țara. Da, să reprezinte țara. Pe atunci România având pretenții în fotbal, adică nu eram chiar în ăștia da. Că ne bat toți. Așa, în sfârșit. Și mă uitam acum că din 69 de cluburi, academii, școli sportive, CSS-uri, trebuie să-i Bacău, știți pe ce loc se află? Probabil pe penultimele. Nu, pe 69 ultimele. Cu 0 puncte din 100 posibile. Pe locul 69 din 69 cu 100, cu 0 puncte din 100 posibile. Pe locul întâi era viitorul Manu Hagi. Normal. Și după aia nu mai țin minte exact ce așa, dar Bacău era sub Zlatna, sub Aiud, sub... Criteriile de punctare fiind baze sportive, pregătirea antrenorii, sportivi, trofeii cucerite, sportivii promovați. Adică nu eram pe zero. Bacău pe zero. LPS Bacău. Liceu sportiv, că cineva din conducere spre domnule, nu mai suntem liceu de fotbal, suntem liceu de educație fizică. Ok. Și cu asta am încheiat problema, că nu mai suntem. Suntem liceu de educație fizică. Da. Noastră foarte bine de acea perioadă când practic s-a acordat încredere județului Bacău pentru a reprezenta România. Mă gândesc acum la ce s-a întâmplat acum la Jocurile Olimpice cu echipa de fotbal, când au fost trimiși la fel niște jucători, dar... Nu neapărat că nu li s-a dat încredere, dar au fost trimiși cumva dintr-o conjunctură să reprezinte România. Pentru că multe cluburi, de fapt, nu și-au lăsat jucătorii să meargă să evolueze pentru România și am ajuns să trimitem acolo niște jucători care nu au cochetat, cred că niciodată în cariera lor până acum, cu un meci în tricou României. Da. Bine, situația asta a fost și la alte reprezentative. Da. Pentru că... Mai puțin la cele două finaliste. Da. În Spania n-a avut ce putea să aibă. Au avut jucători da. Care au jucat și la campionatul european. Da, au jucat, da, da. Da. Asta a fost alegerea. Din păcate, noi nu putem aduce o a doua, o treia echipă națională, a patra, cum au alții nemții, englezii sau spanioli sau francezi. Pentru că la noi nu... N-avem de una. Nu avem de una. De prima echipă națională. Pentru că nu mai e și... Din păcate, nu se lucrează la nivel de copii și juniori și nu se face nimic. Vremurile s-au schimbat, că încercam și la Bacău, că sar de la una la alta și... Dacă vom încerca iarăși să construim cu primă... Vorbeam de stadion, stadionul din Bacău. Bun, facem stadionul în 2 ani și am rezolvat problema fotbalului în Bacău? Eu nu cred. Problema fotbalului nu, dar măcar ar exista o bază, ar exista o plecare. Ce facem? Plecăm și eu zic că măcar am avea unde. Toate astea unde ar trebui să... construite, făcute concomitent. Bineînțeles. Am fost sâmbătă la Dinamo Bacău cu Ianca. Dinamo Bacău care a jucat la Săucești, CSM Bacău care a jucat la Litea Veche. Poftim? Bacău nu poate să ofere o bază unde să joace cu bani, cu chirie. Că sunt convins că, ok, am fost la Dinamo Bacău, săracul Robert... Era să intre un cal în mașină. Nu zic, oamenii acolo au făcut o treabă extraordinară, cei de la Săucești. Terenul arăta impecabil și baza sportivă. Da, e undeva pe câmp, lume multă, totuși suntem Bacău. Oare nu ne e rușine? Și nu mă refer la actuala conducerea orașului. Că general. A trecut puțin timp de când, adică de fapt a trecut oricum, un an. Și oricum, cam orice conducerea orașului preia din vechile probleme întotdeauna. Preia din vechile probleme, nu pot să uit promisiunile făcute și rămânem pe aceeași chestie, cu promisiuni multe și nu facem nimic. Mie mi-a plăcut o idee de la Buzău. O idee la Buzău, dacă nu mă înșel la Clubul Metal sau nu știu care. Ei s-au gândit în felul următor. Au zis, băi oameni, suntem undeva la nivelul Ligii a 4-a, avem grupe de copii și juniori, avem astea.
Hai să începem să construim o bază sportivă. O bază sportivă însemnând 2-3 terenuri de fotbal. Și s-au apucat oamenii și au făcut 3 terenuri de fotbal, din care unul cu tribune de 1000 de locuri. Mm-hmm. Au jucat pentru... chiar cu Dinamo Bacău în prima etapă. Da. Pentru Liga a 3-a e suficient. Pentru Liga a 4-a, cum erau atunci, acum pentru Liga a 3-a e suficient. Cu posibilitatea să extindă, să-l mărească ulterior. Dar, deci, au început să facă lucrurile comentate. Eu așa aș vedea și la Bacău lucrurile. Adică, bine, nu știu cine reușește să adune lumea, să facă ceva, un proiect, pentru că Bacău nu e chiar un oraș sărăcuț. Păi, nu e deloc. Dacă stăm să ne gândim iar... la persoane juridice, la potențial sponsor, la... Da. De asemenea, mă gândesc la o altă chestie. Nu știu dacă CSM Bacău e o soluție pentru viitor. Că auzeam pe actualul primar și pe fostul primar, pe echipa orașului, echipa... Nu. Echipa orașului, în momentul în care echipa primăriei a alungat tot mediul privat de lângă tine, pentru că echipa primarului, toată lumea o percepe în felul, percepe în felul acesta. Nu zic că primăria să nu se implice, poate să se implice, dar aici trebuie să vină mediul privat. Aici trebuie să existe un proiect adevărat, trebuie să existe ceva care să atragă mediul privat. După modelul Universitatea Craiova. Craiova e o societate și automat, din punctul meu de vedere, trebuie să fie vorba de o societate pe acțiuni. Da. Pentru că o societate de acțiuni lasă ușa deschisă oricărui fiecare investitor. Exact. Cât dă atât are. Oricărui investitor. Municipalitatea, din punctul meu, ar trebui să fie parte din această societate pe acțiuni, dar nu majoritar. Aici trebuie să lăsăm mediul privat. Și trebuie ca lumea să înțeleagă și mediul privat și cei care vor să se implice în așa ceva, să privească un club de fotbal ca pe o afacere. Pentru că un club de fotbal poate fi o afacere. Profitabil, măcar să scoți banii care îi bagi. E o afacere pe termen lung. Nu e o afacere pe termen scurt, să scoți banii... Cam cum vor românii, în general. Da, în general. Dar haideți să ne uităm așa. Viitorul e pe plus financiar. Gigi Becali cu Steaua, cu FCSB-ul e pe plus. Sigurat. E pe plus. Craiova e pe plus. Clujul e pe plus. Și am luat pe ăștia mari, nu? Dar oare Botoșani o fi pe plus? Eu zic că da. Eu zic că e pe plus mult. Botoșani. E un model. Nu știu dacă e cel mai bun la ora actuală, pentru că se bazează foarte mulți jucători aduși, nu pe centru propriu. Chestia asta poți să o faci și la începuturi, după care să încerci să-ți aduci din pepiniera proprie. Dar aici e discuția mai amplă și mai... Poți să-i aduci și toate centrele astea, școlile astea private, să apară și ele, să le... cu interesează să fie parte în societate pe acțiuni respectivă, să-ți dea jucătorii cei mai buni, unei echipe care, din punctul meu de vedere, aia ar trebui să fie fără taxă la nivelul de, la fiecare categorie de vârstă, da. Să ai câte o echipă de la under 10 până la under 21, să ai pe câte o echipă, un fel de național a Bacăului, ca să spun așa. Da. Selecționată. Da, aia să fie fără taxă. Ar fi și o motivare pentru, o motivație pentru copiii respectivi, pentru zici, bă, când mă duc în partea aia altă, bine, condiții, cu teren, cu tot ce, alimentație, tot ce, tot ce înseamnă performanță cu adevărat. Când mă duc în partea elată și nu mai, mai dau nici bani, e ca și cum, ai oferi un salariu copilului respectiv. Că nu mai plătește taxa tatălui, tatăl, da. Mama, părinții nu mai plătesc taxa respectivă. E o promovare, bă, m-au luat la prima echipă. Ar fi o piramidă frumoasă. Ar fi benefic și pentru... Pentru că cluburile private, cluburile și pentru antrenorul respectiv, pentru că crescând, urcând, poți să ai posibilitatea să-l vinzi și normal, în baza unui protocol sau unul ăsta să primești. Dar și ce merită respectiv. Corect, să primești. Nu zic că lucrurile ar putea să se facă în modul ăsta, da? Și comunitatea, în primul rând. Copiii, părinții, ar exista probabil mult mai mulți copii care ar practica fotbal. Copiii sau... sunt destui, dar ai putea să-ți mărești area de selecție. Păi, ai putea să-ți aduci... Da. Copiii și din altă parte, pentru că fiind fără taxă automată, chiar mă sunase zilele astea, m-a sunat Florin Petcu, că vrea la el, la grupele de copii, să trei copii să
fie fără taxă. Un lucru foarte bun, pentru că îi oferă o șansă și unuia care nu are posibilitatea să dea 1 milion, 100 de lei, 150 sau... Uh-huh. Să facă fotbal. Da. Îi oferă o șansă în viață, în primul rând, lui, respectiv. Nu se știe, nu se știe ce ajunge. Dar aici trebuie gândită o strategie la nivel local care să te facă să redevii ce ai fost măcar. Pentru că mulți ar spune, bă, ce mai lasă, noi nu avem de mâncare, nu avem astea și îți scumpesc facturile și tu vorbești de fotbal. Fotbalul înseamnă, până la urmă, imagine. Înseamnă foarte multă imagine. Poți aduce investitori, poți face multe. E marketingul, e viața unei... Înseamnă oameni mai fericiți marți, luni sau marți, sau supărați, că au luat bătaie echipa favorită. Dar înseamnă viață socială. Poți să mai ții din... Am copii, am o fată, îmi doresc să rămână în Bacău. Bine, cei care au băieți, bă, rămân aici, joc. Adică ai ce vedea în Bacău, dincolo de toate... Da, la ce spuneți acum mă gândesc indirect la Cluj. La Cluj, la CFR Cluj. Pentru că Cluj avea o echipă de tradiție, avea un Cluj. Da. Uite că au venit niște oameni cu cap, aș putea spune, la Cluj. Inițial Pascani și acum Neluțu Varga. Care sunt dispuși să, au fost dispuși la un moment dat să investească. Au investit și au și scos profit cu siguranță, pentru că au venit foarte mulți bani din competițiile europene, în primul rând. Și... Acolo e, nu știu cum să zic, deși nu e o echipă atât de iubită nici CFR-ul. În țară, CFR-ul, da, totuși e un brand care atrage. Vedem, chiar vorbeam cu Daniel, la începutul sezonului ăsta au prins un sponsor foarte bun și chiar ziceam, uite băi, ăștia semnează cu astfel de firme, astfel de branduri care sunt la nivel mondial. Păi Clujul stă foarte bine ca organizare, în primul rând. Ca oraș. CFR-ul, ca organizarea clubului. Club, da. Adică la e-marketingul funcționează, ceea ce nu se întâmplă la FCSB, de exemplu. Păi am nu prea spit asta în foarte multe emisiuni, la FCSB se întâmplă la problemă mare. Era o discuție pe care aveam și în perioada când lucram în București și ne ocupam de Steaua fiind în acea perioadă cu Cosmin Oloroi, antrenor, într-o grupă a Ligii Campionilor cu Real Madrid, Lyon. Olympique Lyon și Dinamo Kiev. Da. Și Steaua nu avea marketing. Toate, celelalte nu mai discutăm, așa. Adică la Steaua, de exemplu, era o chestie, bine, asta ca o paranteză. Eu ca ziarist, ca să iau declarații lui Dorin Goian, de exemplu, sau nu știu ce, trebuia să am 7.000 de aprobări de la MMS Stoica, la nu știu care, Mache, și, da, și greu reușeai să vorbești cu cineva de la Steaua, Steaua de atunci, sau cu FCSB, ca să nu se supere, și mi-aduc aminte că într-una din zi, jucaseră cu Sevilla. Sevilla, după meci, a preferat să rămână la București, că aveau sâmbătă meci cu Atletico Madrid, meci important pentru Liga Campionilor, și a zis, bă, nu, mergem noaptea, rămânem, facem antrenament luni la ora asta, a doua zi la 11 și plecăm la ora 2 ca să nu pierdem o zi. Și am zis, bă, cu cineva de la Antena 1, am zis, bă, hai să mergem să luăm niște interviuri. Am putea pe acolo, bă, ne-a venit unul din ofițerii de presă, de la Aden, ce doriți? Păi zic că am vrea să luăm și noi interviu. Păi cu cine? Păi cu Palop, cu Dani Alves, cu Canute și era Juan de Ramos antrenor. Ok, stați să vorbesc cu așa. Ne-am uitat în vestiară, a ieșit Juan de Ramos și ne-a spus, sorry, trebuie să ieși la antrenament, după antrenament stați de vorbă cu cine vreți voi. Poftim! Atât de simplu. Și a venit Dani Alves, ha, hello, ha. Într-o perioadă în care Frederic Canute era unul dintre cei mai tari atacanți din lume. Exact, exact. Palop, portar național, rezerva lui Casillas. Adică niște vorbeam despre ce vorbim. Și a venit Dani Alves, m-a luat în brațe, și a venit foarte popular și ei știau lecția marketingului, știau că felul de a fi cu seriștii ajunge la suporteri și vând. Prinde, da. Exact. Păi, ăsta e adevărul. Asta înseamnă imagine. Asta înseamnă... Din păcate, noi nu știm să valorificăm chestiile astea. După care noi am încercat la FCM Bacău, bine, păstrăm proporțiile, cu ajutorul studioului vostru de televiziune, să facem o chestie. Am zis, bă, hai să încercăm să transmitem, să oferim publicitate, dădeam publicitate pe online, ca să mai adunăm și niște bani. Zic, bă, facem ceva. Am avut reacții. Din Anglia, din... Dar sunt destui care sunt plecați și țin cu FCM Bacău și a dorit să vadă un meci în direct. De ce nu putem face? Oare?
De ce nu putem să... Pentru că numai împreună, zic eu așa, e greu să faci, dar numai împreună putem convinge. Toată chestia cu unul din oamenii care mi-au dat oarecum o direcție pe chestia asta, a fost un om foarte important, domnul Horoi de la, nu știu dacă pot să spun numele firmei, dar îl spun pentru că merg, Agricola Internațională. Exact. M-am dus la, nu e problemă. M-am dus la o... să cer să mă ajute. Să căuta sponsorizări. Sponsorizări, era undeva la sfârșitul anului, spre final de an, așa, în noiembrie. Și domnul Horoi mi-a spus, bă, nicio problemă, nu pot să-ți dau acum, pentru că noi avem un buget... Din păcate l-am consumat. Terminat. Așa, dar la anul discutăm. Dar de ce nu faceți voi o singură echipă? Că nu ești primul care vii și nici ultimul. De ce nu faceți o singură echipă? Bă, omul ăsta are dreptate. Păi. Dăm la una și dau sănătos. Decât așa, la fiecare câte puțin, ce să-ți ai patru echipe... 4, 2, 80, 100 de jucători pe care trebuie să-i ții și poate unii nu-s de valoare să meti. Așa, din 80, făceai un lot de 23 valoroși, te duceai la domnul Horoi, luai cât pentru 4 echipe banii și aveai altă perspectivă, nu? Doar la un potențial sponsor. La un potențial sponsor. Și cam toți cred că vor gândesc. Am stat și m-am gândit, zic, bă, dacă lumea ar fi bun și te duci pe societate pe acțiuni, frumos, de exemplu, un om pe care am să-l respect foarte mult și ne-a ajutat foarte mult, foarte mult, domnul Andrei Mit de la Betanie, cu echipament. Nu a avut bani, dar ne-a ajutat cu echipament. Omul a fost atât de deschis și a plăcut atât de mult ideea, încât avem din prima lângă noi. Mi-a plăcut chestia asta. Nu zic că proiectul nostru era foarte bun sau cel mai bun, dar era un pas era înainte ceva. Și nu eram la modul... Nici eu, nici Andrei, nici Robert, nici să zicem, bă, nu mai, asta e ideea, așa plecăm. Nu, era loc de îmbunătățit pe acolo, că nimeni nu le știe pe toate. Și am mai vorbit și cu Johnny Andrie și m-a mai dat o părere. Toader Șteț, de care mă cunoșteam de la Unești, m-a ajutat foarte mult și Vasile Vamanu. Adică au fost niște lucruri care s-au întâmplat. Din păcate, a venit și pandemia, n-au mai fost nici bani. Da, multe. Posibilitatea aia a finanțatorilor, potențialilor, sponsori, să arunce atât de ușor banii, poate și din cauza... Una la mână, doi la mână, sincer, atunci, ca să dau cărțile pe față, am încercat, am zis, bă, vorbisem cu domnul Horoi și am realizat că singura soluție e să încercăm să le cuplăm pe toate. Comasăm. Să comasăm echipele. Și ne băteam cu Dinamo Bacău. Și m-am dus la... Dinamo, acolo la domnul Remus și am spus, bă, Remus, hai să facem una singură. Uite, anul ăsta, anul viitor, să împlinesc 70 ceva de ani de când a apărut FCM, Sport Club, Bac, Dinamo, Sport Club FCM, cum s-a numit de-a lungul timpului. Zic, voi, Dinamo, prima denumire, noi FCM Bacău, ultima denumire, facem una singură, fuziune și zicem, uite, bă, fotbalul în Bacău are înviat. Fuziune între două echipe, în, așa, vorbisem cu domnul Sergiu Sechelariu, cu partea de palmares și cu astea, se rezolva și am zis, bă, o chestie bună. Remus mi-a zis întâi că ok, bă, foarte bună, că era o chestie bună. Eu am zis, bă, zic, gândește că din astea două loturi facem unul... Competitiv, bun. Da. Și ne unim forțele oarecum și... Da. Altfel când aleargă doi decât când aleargă fiecare pe bucățica lui. E rău. Și mie mi-era greu și... lui Remus era greu. În sfârșit. Și îl înțeleg. Și mi-a zis, da, după aia nu știu ce s-a întâmplat și mi-a zis că nu se mai poate și am zis, mă, până la urmă zic că asta e singura chestie, că până la urmă cine sunt? Noi, suporteri, FCM Bacău, ăla Dinamo Bacău, ăla Unirea Bacău, a apărut și Rapid Bacău. Hai să mă ierte Dumnezeu, eu să fim om de afaceri, să zic, bă, ce cu voi, mă, cine sunteți voi, ce vreți voi de la fotbalul ăsta? Lăsați-mă în pace, atâtea cluburi. Fă una și bună, nu? Asta e. Cam asta e concluzia. Da, asta zic și eu. Și ce credeți că ar trebui să se schimbe în Bacău ca să se poată transforma asta cumva într-o oarecare realitate? Eu aș dori în Bacău să se întâmple următoarea chestie, sincer. Aș dori ca foștii fotbaliști
Și cred că Johnny Andrieș aici poate fi unul dintre cei care ar putea să se adune, să încerce, să reînvie Sport Club Bacău, FCM, cum eu spune. Nu contează. Important este să fie continuatoarea... FCM, în principiu, cam ăsta era principalul brand care da. Era cunoscut în Bacău. Eu zic că asta ar trebui să se întâmple. Ar trebui, la nivel de municipalitate, să ne mai gândim la niște baze sportive. Pentru că, bun, avem 20 ceva de cluburi de fotbal, suntem după București pe locul pe primul loc. Da, deci după București, Bacău are cele mai multe școli private. Bun, școlile astea private au nevoie și ele să... Își desfășoară activitatea undeva. Undeva. N-ar strica să mai face niște terenuri, niște chestii, că astea, mișcarea nu strică niciodată. Adică decât să dăm un puz pentru nu știu ce bloc și pentru nu știu ce, mai bine să dăm pentru un teren de sport. Că e mai sănătos și mai rărim și mai parcările verde. Din Bacău, că așa suntem înghesuiți în jumătatea orașului, așa. N-ar fi rău, zic, din punctul meu de vedere. Și, bineînțeles, ar trebui ca cineva sau un... Și iarăși spun de Johnny Andrieș și știu de ce spun de Johnny Andrieș, pentru că este un om cu foarte multă dorință de a face ceva cu fotbalul băcăuan. Așa, să reușească să aducă la o masă sponsori mediul privat, să pună bazele unui proiect sănătos, cinstit, corect, onest, cu municipalitatea, cu cine mai vrea să intre în această, așa, să înființeze un ESA, pentru că asta e viitorul, un ESA în care fiecare să fie reprezentat în conducerea clubului în funcție de ce aduce la masă. Așa, și eu cred că în ce societăți sunt în Bacău și ce perspective ar trebui să aibă Bacău de dezvoltare, cu două autostrăzi care ar urma să treacă, cu un aeroport care a fost modernizat. Care a fost modernizat și astea, ar trebui să în 10 ani... Mult? Nu, am zis în 10 ani să defilăm prin țară. Ar trebui să avem cel puțin un stadion modern, adică, cel puțin o echipă la nivel de Liga 1. În 5 ani să ajungi măcar la nivelul Ligii 1, urmând ca după aceea ușor, ușor să te duci către... Păi, probabil ai plecat din Liga 3 pentru că s-ar prelua cumva CSM Bacău. Ai plecat din Liga 3, nu dintre 4-a. Nu știu dacă CSM Bacău, pentru că la CSM Bacău... Sau Dinamo Bacău, că tot vorbeam. Da, sau... Bine, Aerostarul cam greu. Nu, Aerostarul e cu treaba lor. Nu, jos pălăria pentru ceea ce fac. Și pot și să intre la... În horă, că nu e o problemă, o colaborare de genul ăsta. CSM Bacău e drept public, nu are voie să promoveze în Liga 1. Deci e o problemă juridică la ei. Trebuie un club privat. Păi nu, mă gândeam CSM Bacău și să fuzioneze cu acest club ca să nu plece din Liga 4. Bacău, de exemplu, nu este în Liga 4, e în Liga 3. Păi asta zic, da, păi, ca să prindă loc din prima în Liga 3. Un club nou. Timp este, că până faci baze, până faci stadion, până... Adică ai avea timp. Plus că acum încă dansăm cu pandemia și sperăm că nu, și e mai greu de investit în fotbal. Dar lucrurile astea ar trebui să întâmple, proiecte de genul ăsta ar trebui să fie în toate ramele. Pentru că Bacău a fost un oraș important. Bacău a contat la handbal, la handbal fete. Iarăși, nu știu dacă știți, Știința Bacău, echipa feminină, a dominat handbalul feminin an de-a rândul și 95% din naționala României era formată Știința Bacău. Da. Așa, atletismul, am văzut acum o chestie foarte interesantă cu stadion, cu pistă, cu nu știu ce, ok, e foarte bine. E bine și pe altă, dar mi-aduc aminte că în parc exista o pistă pe care s-a antrenat Doina Melinte, Iulia Negură, Elena Fidatov, campioane olimpice, campioane mondiale, campioane europene. Adică era o pistă mai lungă, special făcută în afara stadionului pe care voi nu l-ați prins, în parc, probabil, pe care s-a antrenat atleții.
Bun, eu nu zic. E ok să facem și un stadion cu pistă. Mm. E foarte ok. Bine, la... eu văd oarecum altfel lucrurile. La da. Cum e în ultimul timp în fotbalul modern, cam greu. Eu personal nu știu la ce arenă să mă gândesc la nivel bine, internațional. Trebuie să ne gândim și la faptul că Bacău totuși e un oraș... E adevărat, dar nu se poate face care... la Bacău un stadion ca la Arad sau Târgu Jiu? Sau... Da, se poate. Să faci o pistă de atletism în altă parte? Eu așa gândesc cel puțin. Mă gândesc că ar trebui cumva separate pentru că altfel, când, dacă vrea să vină vreodată Naționala sau Naționala Under 21 la Bacău să joace, să vină spectatorii să-i vadă de la 30 de metri, că avem pistă. Bine, deja vorbim de alt stadion cu bine. Pistă și noi nu avem o... Și de Naționala la Bacău și da. Suntem, da. Asta e SF-ul. Măcar bine că visăm și bine că mai credem. M-aș bucura să creadă și alții, nu neapărat să ia de model ceea ce vorbim noi aici sau dacă a spus lucruri interesante, e bine să le ia în considerare, dacă nu, dar să facă cineva ceva, să întâmple ceva, pentru că erau vremuri când Bacău, județul Bacău, avea două echipe în Liga I, FC Onești și da. Așa unde am avut, la FC Onești am fost director sportiv în Liga I și știu ce însemna. Deci, 2 ani de zile am jucat cu 11.000 de spectatori. Că atâta era capacitatea stadionului din Onești. Să vedeți cum arată stadionul din Onești acum, ăla pe care se juca, pe care jucau Lăcătuș, de Ruslupu, Ionel Ganea, că a venit Mircea Lucescu cu Rapidul. Adică, despre ce vorbim, lucrurile astea nu se mai întâmplă de mult pe la noi. Când vorbim de niște oameni așa. Și să vedeți cum arată acum, la fel ca la Bacău aproape. Deci e paragină. Vestiarele dărâmate, deci mi s-a rupt inima când am văzut acolo o altă, așa. Era Moinești în Liga a doua, echipă care... CSM Moinești, parcă, nu? Sau... Petrolul Moinești. Ah, Petrolul Moinești, echipă care sub conducea lui Gheorghe Poenaru, un mare meseriaș. Mare meseriaș. Ghiță Poenaru și el poate spune multe în fotbal. Așa. A fost la un pas să promoveze în Liga I. Ce ar fi fost? FCM... Bacău în Liga I, FC Onești în Liga I, Petrolul Măneștiu în Liga I, trei echipe din județul Bacău. Și era Dărmăneștiu, Comăneștiu, Zemeșu în Liga... cine mai era? Și atât. Și Aerostat și Aripile în Liga III. Asta prin 2000, deci acum vreo... 20 de ani în urmă. Din păcate, ușor, ușor ne-am stins. Da, noi ne-am propus în următoarea perioadă ca aici în studioul nostru să mai aducem oameni care au cochetat și nu spun doar au cochetat, au avut o mare influență în sportul băcăuan, nu neapărat fotbal, pentru că este evident că în cazul în care ne vom mai întinde la astfel de discuții ca asta din această seară, când visăm, ar trebui totuși să punem și o piatră, cum s-ar zice, la temelie, ca să putem să, într-adevăr, să visăm și la altceva, nu doar la avea un stadion sau la avea o echipă. Cred că asta, pentru că de fiecare dată toți invitații noștri, cel puțin cei din sfera sportului băcăuan, vorbesc de infrastructură. Noi încă ne împiedicăm la pasul cel mai important. Așa e. Și asta spune multe. Sperăm totuși ca bine, cu aici, timpul să putem vorbi și despre alte perspective. Aici, într-adevăr, conducerea orașului, conducerea județului, ei ar fi primii care... Ar trebui să facă demersuri care în zona. Trebuie să intervină cât de cât pe partea asta de infrastructură. Pentru că, într-adevăr, suntem sub orice critică. Bacău, deci, a ajuns sub orice critică. Să nu ai tu posibilitatea, deci vorbeam cu Remus și nu aveam unde să închiriezi pe ce tren să joace în Liga 3. Cu bani, închiriezi terenul pentru meciuri. Unde? Unde? Pe Letea nu se poate. Proletarul nu e regulamentar. Altceva? La privat acolo. La... Unde? Unde ați jucat și voi, la fostul Green Club. Nu ți-l omologhează nimeni. N-ai dimensiunile, n-ai lățime pe ăla. De ce nu poți să joci pe ăla? La Liga 4 merge, dar la Liga 3 nu mai merge. Da. Ce și uite, așa ești din oraș. Și ești din oraș. Și unde te duci? La Săucești. Unde jos pălăria au făcut. Bă, măcar au făcut un teren, dă-l în Doamne, iartă-mă. La Bălcescu a putut să facă un teren. Bacău n-a făcut nimic, n-a făcut niciun teren, a distrus. Deci în Bacău, de-a lungul timpului, nu s-a făcut un teren. Și nu vorbesc de actuala administrație
Și de după Răposatul, n-a mai făcut nimeni nimic. Bine, și Răposatul a dărâmat niște terenuri. A distrus și parea, dar în sfârșit. Dar tot mai era preocupat cât de cât. Din păcate, uite că am ajuns și n-am înțeles care e treaba cu stadionul din Bacău. Adică, bun. Până la urmă, ce vor să-l facă? Că am înțeles înainte de alegeri că vrea să-l facă pe ăsta municipal. După aia a zis că nu se poate să-l facă pe ăsta municipal, că nu sunt... Ar fi costuri foarte mari. Sperând costuri și probleme cu terenul. Când a venit cu bugetul, i s-au dat, vrea să facă studiu de fezabilitate pentru gușe. Nu știu ce. După aia, pe amendamentul făcut de opoziție, s-a dus 1 milion către stadionul ăsta municipal. Când a avut majoritate, a luat 1 milionul de acolo, l-a dus înapoi în alte direcții. S-a dus iar către gușe și acum spune că vrea să-l facă pe ăsta municipal, că vrea să-l facă cu pistă. Care vrea să-l facă, domnul primar? Nu știm. Noi, când l-am avut și pe dânsul aici invitat la noi în studio, am vorbit despre acest subiect. Senzația noastră a fost că își dorește un stadion nou, modern, nu în locul vechiului stadion municipal, ci cel de acolo din cartierul CFR. Motivele dânsului au fost, pe lângă faptul că e spitalul în apropiere și noua clinică privată chiar lângă... Bun, era la o lună după alegeri, când l-ați avut în emisiune. Da, nici o lună. Nici păi nu fusese investit. O lună, jumate, două, nici o lună. Purla sus și tare că stadionul municipal trebuie să fie. Nu știa atunci domnul primar. Nu și știu. Chiar mi-aduc aminte că am avut o discuție cu dumnealui pe Facebook. Legat de asta, care a spus, dumneavoastră, nu poți să-l faci acolo. Că imaginează-ți la ora 4, 10.000 de mașini plecând în același timp în zona TikTok. Nu există, am specialiști, am studii făcute, am nu știu ce. Ca după aceea am urmărit emisiunea, să-l aud, chiar m-am zis, bă, stai puțin. Bun, acum nu mai contează, sunt... Că nu, pentru un primar nu stadionul e poate cel mai important lucru și numai stadionul e în capul lui, are mult mai multe treburi de făcut și de astea. Așa e. Da, până la urmă eu zic că ar trebui să ia o decizie, să se gândească și la lucrul acesta, să vadă, bă, unde facem? Hai să facem un stadion. Un stadion, eu totuși mi-aș dori sincer nu un stadion, pentru că un stadion e un stadion și atât. Un complex sportiv. Unde să poți să te să crești și junior, pentru că o echipă trebuie să se confunde cu baza pe care o are. Adică să știi, bă, acolo e baza lui ăia, ăia care reprezintă orașul, cum s-o numi ei? Sport Studio Bacău, ca să spun. Ca să nu supărăm nici pe Sport Club, nici pe FCM. Da. Cum s-o numi ei? Dar să se confunde cu, zic, bă, aia e baza lor. Așa văd eu lucrurile, așa ar fi frumos, așa ar fi corect. Așa ar fi și sănătos și pentru comunitate. Comunitate și ar fi altceva. Și eu chiar și din punct de vedere financiar. Pentru că sportul atrage bani, atrage... Și am apărea și mai des la televizor, nu numai când... Exact. Un accident sau... Am apărea de bine. Exact. Ar fi, eu zic că... Da, în afară de costuri sau de... Că multă lume ar spune că de ce prioritizează stadionul și nu știu, alte probleme ale orașului, pentru că sunt destule. Eu zic că, din punctul meu de vedere, stadionul ar fi o prioritate sau printre priorități, tocmai cum ați zis și dumneavoastră, ar fi de ajutor din multe puncte de vedere. O chestie făcută cu mult cap, bun, te-ar costa investiția inițială, dar ulterior ar putea ca acel lucru, și mă refer aici la stadion, la club de fotbal sau ce fie, să se întrețină singur. Să întrețină din marketing, să se întrețină din spații închiriate, din multe, din concerte, din spectacole, exact, din... Da. Ce, nu știu, spații de cazare, orice, dacă știi să faci un proiect cu cap, să fie făcut așa, poți să scoți banii pentru întreținerea stadionului, salarii și tot așa. Iar o echipă de fotbal poate deveni o afacere pentru mediul privat și pentru comunitate. Pentru că aportul municipalității la un club de fotbal, din punctul meu de vedere, construit pe UNSA, ar fi tocmai asta. Bazele sportive.
bază sportive și utilitățile care teoretic ar fi. Dar pe care utilități poți să ți le scoți din întreținerea stadionului, din ce produce el, că el trebuie să producă. Trebuie să producă. Englezii sunt proști cu pub-urile alea din jurul stadionului, nu sunt proști englezii. Ei, sunt bani care se duc în stadion, în întreținerea stadionului. De ce n-am putea face? De ce să nu vii cu soția și copilul cu două ore înainte pe un stadion elegant, cochet, să te duci la un restaurant acolo să mănânci, nu știu, să vezi meciul și după aceea să te duci să cânți cu suporterii la un mic, la o bere, la o, nu știu ce, iarăși. V-a spus Robert, sunt fan Liverpool. Liverpool asta face. Asta a reușit să adune în jurul stadionului comunitatea. Spunea un amic, n-a reușit niciodată, sper să reușesc să ajung și eu la Liverpool la un meci, nu contează cu cine, cu Burnley, cu Manchester City să ajung. Îmi spunea că în ziua în care joacă Liverpool, orașul e închis. Steaguri la geam, tot lumea stă la televizor sau în jurul sau la stadion. Pentru că e un fenomen social. E un fenomen social și a devenit un fenomen social și e frumos. Cu școli făcute, cu Liverpool a făcut școli pentru copii handicapați, cu probleme. Adică au dat și ei comunității ce au primit de la comunitate. E o familie, e frumos. Și nu e numai Liverpool așa. Toate orașele unde sunt, unde e fotbalul profesionist, unde și în Dortmund, și în multe țări. Au reușit să mecanismul ăsta să funcționeze normal, nu cu bani băgați în buzunar și lasă că eu sunt șmecher, că sunt așa. Că banii oricum vin și acolo. Da, da. Numai că devenit un fenomen și se întreține singur. Nu, adică nu trebuie să dea cineva ceva, să... Bă, în sfârșit, nu știu. Bun, vorbim de lucruri care pentru noi încă par avioane, dar nu sunt avioane. Nu sunt avioane. Trebuie doar puțină răbdare și puțin puțină răbdare, puțin inițiativă, puțină încredere și să îți dorești cu adevărat să faci chestia asta. Pentru că dacă ți-o dorești, iese, n-are cum să nu iasă. Nu are cum să nu iasă. Avem exemplul Gică Hagi. Toți ziceau, Gică Hagi, ce o să facă Gică Hagi? Face da, da, da. Nu face, uite că face. Așa e. Da, cam astea au fost subiectele pe care le-am avut de tratat cu dumneavoastră. Domnule Barzaghianu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența din această seară. Nicio problemă. Sperăm să ne mai revedem și cu alte ocazii și cu vești mai bune pentru sportul băgăuan. Și sper să ne vedem la un meci de Liga 1. Doamne ajută, cât mai curând, să sperăm. Doamne ajută, da. În 5 ani, eu zic că în 5 ani ne vedem la un meci. Ar fi extraordinar. În nocturnă și bem o bere la un pub înainte. Și după. Stadionul și după. Da, vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi și în această seară. Vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere!